De câteva zile, lugojenii se confruntă cu presiunea scăzută a apei la robinete, iar situația va mai dura o scurtă perioadă. Reprezentanții societății Meridian 22, operatorul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare în municipiu, au anunțat că în această perioadă s-a trecut la reducerea presiunii de furnizare a apei pe timpul nopții și nu numai. Situația are două cauze majore. Una dintre ele o reprezintă lucrările efectuate de o firmă în centrul orașului. Săpăturile au lovit o magistrală de apă și o rețea secundară. Începând cu ziua de duminică din această lună, au apărut două aspecte cu caracter negativ care au influențat livrarea apei potabile către populație. Aceste două evenimente s-au suprapus unele peste celelalte și s-o luăm cu primul. În cursul zilei de sâmbătă am avut o avarie foarte mare care a fost generată de firma Hidroconstrucția, care prin lucrările executate ne-au lovit în zona centrală a orașului, ne-au lovit o magistrală de apă și o rețea secundară. Bineînțeles că cu toate forțele am pornit să rezolvăm această situație pentru a nu afecta populația. Tot am avut mai mult de 15 oameni timp de foarte multe ore, dar rezolvarea situației a impus neapărat și golirea lugojului german. Cu această ocazie, aproape zeci de mii de metri cub de apă au fost scoși din rețea. A doua cauză care a determinat această situație este seceta prelungită, dar și problemele pe care le au uzinele de apă. Din păcate, datorită secetei prelungite, râul Timiș, știți bine că a scăzut foarte mult, astfel încât nu a mai reușit în bazinul de captare de la uzina numărul 2 din zona iurtului, nu a mai reușit să ne împrospătăm rezerva de apă. Imediat în cursul zilei de alaltăieri am închiriat niște utilaje grele și împreună cu utilajele noastre ne-am îndreptat atenția pentru a rezolva problema, în sensul că am încercat să adâncim pragul de fund la bazinul de captare din Timiș. Lucrările deja merg bine. În acest moment avem un debit suplimentar de apă, apă proaspătă, care intră din râul Timiș, astfel încât în cursul zilei de astăzi, încet, încet vom reuși să ridicăm presiunea la livrare. Conducerea Meridian 22 a mai anunțat că restricțiile pe timpul nopții se mențin până duminică, iar de luni se revine la programul normal de furnizare al apei.